Salut și bine te-am găsit într-un nou video pe canalul Rodolf Reichmann, afaceri de la zero, lansăm cea mai mare platformă de învățământ online din România și Republica Moldova. Vom preda lecții live, discipline școlare, abilități, dezvoltare personală, totul în regim online, live, foarte și foarte necesară această platformă în România și în Republica Moldova. În acest video vei vedea ședințele cu Mihai care le-am avut în privința funcționalităților necesare sau funcționalitățile pe care le vom avea pe site, pe platformă. Vom vorbi despre denumiri, mă mai gândesc la denumiri, despre ce vom mai vorbi. Ideile care mai apar, dezvoltarea mea, la ce mai atrag atenția. Voi începe să scriu cei 1000 de pași necesari pentru a lansa afacerea. Voi avea și ședințe cu persoane din România care mă vor consulta în privința deschiderii SRL și impozitarea din România. Mă bucur că ai ajuns pe acest video, rămâne să îl privești până la sfârșit și îți urez ție succes, îmi urez și mie succes pentru ca afacerea ta și afacerea mea să aibă succes sau să fie realizate cu brio. Mulțumesc că mă urmărești, privește mai departe! Dacă vorbim de denumiri, vedeți frumos, material.media, materiale de construcție de tot tipul și iată un exemplu de denumire care eu caut. Hai să vedem, poate cineva din cei care privesc acest video au o idee bună de denumire de companie și chiar organizează un concurs. Sunt gata să dau 1000 de lei pentru cei care îmi dau o denumire bună. 1000 de lei din Republica Moldova pentru cei care găsesc o denumire de tipul acesta. Acum, material.media, da? Examen.media, ferestre.media, restaurant.media. Iată, să găsească ceva o denumire de tipul acesta disponibile disponibilă de înregistrare.ro, atunci primește 1000 de lei sau câte în românești ar fi 250 de roni. Nu contează de unde ești, ne vedem și ți-l dau în mână dacă le dai așa denumire de companie ce ține de învățământ. Sunt în oficiu, o nouă ședință cu Mihai în privința funcționalităților platformei. Vreau să vă spun că este destul de greu, dar vom face o platformă în care instructorii să fie într-adevăr facilitați, să le fie ușor să predea, să se concentreze pe predat, dar nu pe administrat, iar elevii să aibă un singur loc unde pot învăța orice și să crească oameni mari în sensul deștepți, abili și așa mai departe. Ok, mergem în ședință. Deci trebuie să fie, el introduce numărul de lecții total pe curs, numărul total de lecții. The club is the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mergeam eu pe drum și mă gândeam cum să mă motivez eu pe sine, pe mine, să alerg, să am o constituție a corpului frumoasă. Mie nu-mi place că eu am burtă. Poate nu știți, dar eu am burtă. Ea este aici. Este grăsime. Grăsime. Și mie nu-mi place lucrul acesta. Și am zis că trebuie să fac ceva pentru că resursele mele sunt intelectuale și fizice. Deci este lucru care nu trebuie să le pierd. Și am zis că va trebui cumva să fac lucrul acesta public și să vă spun și vouă, și mie, și celorlalți care mă cunosc că trebuie să ajung la o constituție a corpului frumoasă. Și m-am gândit cum să realizez lucrul acesta, pentru că a fost problemă încă la mine, încă de când sunt copil, că noi în sat nu eram deprins să facem sport. Nu eram deprinși, de mici nu eram deprinși, pentru că la noi unicul sport era furca mână, sapa mână, hârlețul în mână, topor, și uneltele de lucru la sat. Asta era sport. Acesta era sportul nostru. Dar fiind la oraș, nu mai am furcă, topor și așa mai departe în fiecare zi. Și am zis că, ascultându-l de fapt pe Oscar Hartmann, el și-a pus scop să ajungă să facă un record mondial o anumită categorie de sport, greblea în rusă se numește, nu știu în român cum se numește. Și am zis că trebuie să-mi pun și eu un scop de felul acesta ca să lucrez pentru un scop oarecare. Și am să vi-l spun și vouă. Eu alergam 100 de metri în 13 secunde. Asta în anul 2008. Adică cu 12 ani în urmă. Și m-am gândit că va trebui să revin la aceeași constituție. La aceeași constituție a corpului sau la aceeași viteză. Deci mie îmi trebuie ca
să ajung să alerg 100 de metri în 13 secunde. Recordul mondial este de Usain Bolt, deținut 9 secunde și ceva, 96 cred. Iar în Republica Moldova recordul este de 10.4 secunde. În 1994 a fost deținut. Acum eu vreau să-l pun ca să ajung la 13 secunde. Eu nu știu câte secunde acum voi. Acum alerg. Voi face imediat un... Sunt aici în pădure și voi face un experiment. Voi alerga 100 de metri fără încălzire. Apoi verific câte secunde am alergat. Apoi voi alerga 100 de metri după ce mă încălzesc. Și vom vedea la ziua de astăzi, data de 12 iulie 2020, care este viteza mea. Scopul este ca în septembrie, la sfârșit de septembrie, sau mai degrabă, sau la sfârșit de septembrie, să am recordul personal, cred că de 13 secunde, alergare 100 de metri, și nu contează, cu încălzire sau fără încălzire. 100 de metri, oricând îmi cere cineva să alerg 100 de metri, eu în 13 secunde să-i parcurg. Hai să vedem care este timpul meu actual. Am alergat și am 13 și 96. După logică ar trebui 96 de, să zicem așa, 14 am, da? Trebuie cu o secundă mai rapid și nu știu cât e de posibil, ce sunt lucruri de făcut ca eu să ajung mai, adică scopul este prea mic la 13 și pe de altă parte mă bucur lucrul acesta, dar a trebuit, cred că, să mă gândesc la un alt scop legat de viteză. Hai să mă încălzesc puțin și apoi voi alerga încă o dată 100 de metri. Ok, m-am încălzit puțin, am mai alergat. Parcă mă simt deși obosit. Hai să vedem câte secunde voi alerga acum 100 de metri. Best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast. Al doilea sprint, același indicator, 14 secunde, reușit mai târziu să apăs pe stop, la fel 14 secunde. Deci trebuie de ajuns la 12, ar fi perfect. La 12 secunde, pentru că la 13 posibil că ajung, trebuie de văzut 12 secunde, 100 de metri. Gata antrenamentul de astăzi. Dimineața m-am apucat de muncă și vreau să vă spun rezultatele convorbirii telefonice cu Adrian Țeposu. El este, se pare, contabil sau persoană care duce sau deține o firmă contabilă în România și am avut câteva întrebări la el legat de, câteva întrebări și vreau să vă le citesc și vouă și să vă spun ce am hotărât, care sunt pașii de deschidere SRL ca cetățean al Republicii Moldova și în ce condiții, actele și bugetul necesar, că durează perfectarea și obținerea actelor. El a spus aici că este atât de ușor să deschizi un SRL în România, încât nici nu trebuie să ne axăm acum pe lucrul acesta, pentru că este simplu. Și ne-am axat mai mult pe a doua întrebare. Platforma online pe care o lansez presupune ca instructorii să creeze un curs online pe site și cursanții să îl cumpere și să participe la lecții. Este nevoie ca legal să facem în așa fel ca în calitate de clienți ai noștri să fie văzuți instructorii, nu cursanții. Noi să fim doar intermediari, ca Udemy. Să plătim impozitele numai pentru comisionul perceput de la instructor, nu pentru orice intrare de la elev. Vorbind de lucrul acesta, el a spus că este posibil lucrul ăsta, dar nu el se ocupă de așa ceva. Deci el se ocupă doar de darele contabile și sistemul acesta de plată se numește Marketplace, în care se împart split payments, adică se împart aceste plăți. Atunci când clientul achită, deodată se duce cumva și se vede în sistemă că o parte din plăți se duce către instructor, iar o parte se duce către procent, se duce către firmă și noi achităm doar pe firmă. Și el a spus că trebuie să compun un text care descrie lucrul acesta și să-l trimit cât la mai multe bănci pentru a vedea care dintre bănci are acest sistem de plată deja implementat. Ar fi perfect să fie direct cu banca, iar dacă nu, va trebui să
lucrăm, colaborăm cu un sistem de plăți deja integrat, deja creat, care noi să plătim pentru acel service. Rămâne că eu trebuie să compun textul și să-l trimit lui Adrian pentru ca el să-l verifice și să-l transmită la bănci sau la cunoscuți care ar putea să dea un răspuns. Al treia întrebare a fost, avem nevoie de firmă care să ne ducă contabilitatea și el a spus că noi vom putea face într-așa fel ca toată contabilitatea să fie cum se cade, numai că trebuie să fie bine cunoscut drumul banilor în firmă. Dacă acest lucru se știe, atunci se face într-așa fel ca firma să nu aibă angajații profesori, dar ei să lucreze pe bază de un contract semnat de, se pare că a spus, vinderea drepturilor intelectuale sau ceva de tipul acesta. Nu mai țin minte formularea concretă, dar iată, asta este. Ok, rămâne acum să lucrez asupra textului legat de sistemele de plată. Eu am să caut într-așa fel formulările, adică voi căuta câteva sisteme de plată din România care oferă așa ceva și voi încerca să formulez un text și voi vezi de acest lucru în timp real. Hai să vă arăt pe scurt cum eu, adică cum îmi mai organizez timpul câte puțin. Eu am această aplicație Things și vedeți acțiuni pe 13 iunie 2020 ce am de făcut. Câteodată fac sub forma aceasta, câteodată sub altă formă, dar este interesant că aici poți, de exemplu, să adaugi mai multe checklist, adică aceste cerculețe. Și, de exemplu, scrie de înregistrat video pentru YouTube. Și, de exemplu, tu deschizi. Aha, eu am de făcut lucrurile acestea, de înregistrat video pe YouTube. Am bifat, gata, acest lucru a fost executat. Iată, astăzi am reușit să fac un text pentru sistemele de plată. Am înregistrat video legat de discuția de ieri cu Adrian. Cercetare sisteme de plată am reușit și mai rămâne astăzi să fac lecții online cu Victor, o ședință cu Mihai, să am un live pe Facebook, un live pe YouTube și un video sau două videouri pe TikTok, la fel și scrierea, text, aranjarea elementului pe site plus design. Iată acțiunile pe astăzi, practic, și astfel am realizat că este mult mai ușor, mult mai productiv sunt eu dacă îmi scriu ce am de făcut astăzi și pur și simplu bifez. Pentru că până nu de multe, foarte multe lucruri le țineam în minte, în cap. Și era permanent capul ocupat, ce trebuie să fac următorul lucru. Dar aici eu le-am aranjat în ordine și practic doar le execut. Iată un mic sfat pentru voi. Salut! Am avut o contradicție mică cu Cristina Mihaluța, ea este responsabilă de editarea videourilor și câteodată eu mai fac ceva eu și am corectat legat de impozitele pe plătite de persoanele care sunt angajate și așa mai departe. Și am hotărât că ar fi curios și pentru voi un mic video despre cum se primblă banii prin firmă când ești angajat la un SRL și atunci când ești proprietar de SRL. Și vorba sunt de 10.000 de lei. Dacă noi avem 10.000 de lei, 10.000 de lei scris salariu brut. Acesta este salariu scris în contract. Dar aici vom pune 10.000 de lei, este venit. Deci pentru proprietarul SRL-ului, 10.000 de lei care cineva a evitat pentru un serviciu, el este venit. Pentru angajatul de la SRL, acesta este salariu brut, tot este venit, numai că el este salariu brut. Și hai să ne lămurim, să vedem cum are loc impozitarea. Ținem cont că orice procent care îl scriem aici, îl achită firma în locul angajatului. Firma achită. Însă, hai să vedem ce achită angajatul întâi. Iată aici vom pune angajat, iar aici ce achită angajator. Și vom vedea ce bani primește angajatul la mână și apoi vom vorbi și despre venitul legat de proprietar. Angajatul, în primul rând, el plătește 4,5% impozit pentru, hai să mă uit că eu aici am și calculatorul de salarii, plătește 4,5% pentru asigurare medicală angajat. Deci 4,5%. Plus mai plătește 6% pentru fondul de pensii. Așa și scrie, fondul de pensii 6%. Din acești 10.000. Și hai să vedem, asta ar fi 10,5%. Procente din 10.000, asta e 1.050 de lei. Deci el a plătit 1.050 de lei, s-a dus în fondul de pensii și de asigurare medicală. Apoi, are o scutire personală din aceștia 10.000, scutire personală de 2.000 lei.
Deci 2000 de lei, ei nu sunt impozitați ca venit. Se scutește. Și dacă să zicem așa, noi din 10.000 scădem aici 9.000, din 9, asta 7.000 și 50 lei, rămâne 6.950 lei. Iată, ai, din acești bani, din 6.950 de lei, angajatul, cel care lucrează la firmă, plătește 12%, plătește impozitul pe venit. Deci, înmulțit cu 6.950, este egal, hai, aici scrie deodată ca să nu, 834 de lei. Și acum, să tragem linia. El din 10.000, deci sigur facem scăderea aceasta de cât s-a achitat, 10.050, și mai facem scăderea de 834. Deci cei 2.000 doar s-a extras pentru că nu s-au făcut o scutire ca să nu se calculeze impozitul. Deci aici rămâne 8.016 lei. Iată banii care primește angajatul la mână. Însă angajatorul plătește și el impozite pentru că are acest angajat. Și angajatorul plătește 18%, să citesc, 18% fondul social. Asta ar fi 18% din 10.000. Asta ar fi 1.800. Și mai plătește 4,5%. Tot fondul de asigurare medicală, 450. Deci încă 2250 de lei. Și acum hai să facem așa o mică concluzie, pentru că atunci când ești antreprenor, tot te gândești câți bani iese din firmă ca să dau eu salariul acesta. Și noi ne gândim sub forma aceasta. Eu trebuie să dau salariul 8116 lei. Deci 8116 lei. Așa primește la urmă. Deci 8116 lei. Primește angajatul. Câți bani scot eu din firmă? 10.000 cu 2250. Deci eu scot 12.250 de lei total scot din firmă pentru un angajat care primește salariul de 8.116 lei. Dacă facem noi aici un procentaj, aici obținem 66,6% din banii care se duc total din firmă, nu care sunt în contract, dar care se duc total din firmă, doar 66,6% ajung. 66,6, hai să mai socotim încă, să socotim încă o dată. Deci noi vom pune 8.116, vom împărți la 12.250. Noi vom obține 66,25. Deci 66,25 înseamnă că pe drum s-au pierdut cât aici? 33,75. Deci 33,75%. Iată câți bani, 33,75% din banii care au ieșit din firmă s-au dus în stat. Angajatul a primit 8.116 lei. Este destul de ok. Dacă ne uitați sub altă formă, noi am putea să facem 8.116 împărțit la 10.000 doar, da? Dar într-un fel oarecare, este cheltuielile tot duse de firmă pentru că are acest angajat. Reiesă, dacă tu ești un angajat la o firmă, eu ca antreprenor sunt motivat ca să nu indic sume așa de mari pentru că aici să fie sume mici. Acum, când vorbim de firmă, dacă eu sunt proprietarul la un SRL și am un venit de 10.000 de lei, iată cineva mi-a plătit pentru serviciile mele de foto, video sau de matematică 10.000 de lei. Ce fac eu cu banii aceștia? Zic că eu vreau să-i scot din firmă. Iată, pur și simplu vreau să-i scot. Și zic sub forma aceasta. În primul rând, 4% plătesc impozit pe venit. Asta ar fi 400 de lei. Cât au rămas? Au rămas 9.600 lei. Iată, banii aceștia, 9.600 de lei, eu pot să-i scot din firmă. Pot să-i scot fix 9.600 de lei. Dar pentru ca eu să-i scot, trebuie, într-un fel oricare, să am alți bani mai mulți în firmă. Așa vă explic imediat ce am în vedere. Iată, eu am scos 9.600 lei, îi am curat la mână. Eu pot să fac lucrul acesta. Dar eu voi plăti impozit. Iată ce, 1,5% la bancă. Asta ar fi cât 1,5% din 9.600. Hai să calculăm. Egal 144 de lei. Apoi voi plăti 6% dividende. Trebuie să plătesc din suma extrasă. Dacă eu am extras 9.600, i-am în buzunar, înseamnă că eu trebuie să plătesc din firmă să scot încă 144 de lei și 6%. Hai să vedem. 6% din 9.600.
576. În total, 720 lei. Cu alt cuvinte, pentru ca eu să am în buzunar 9600 de lei, trebuie să scot din firmă 10.000 de lei plus impozitele. 10.720 lei. Pentru a avea un salariu de 9.600, pentru a avea un fel de salariu zis așa, ca proprietar, eu trebuie să scot din firmă 10.720 de lei. Acum hai să vedem procentajul. 9.600 împărțit la 10.000 este 89,55. Deci 89,55 de procente rămân la mine. Dar aici, la când ești angajat, doar 66,25%. Clară ideea. Și dacă noi acolo facem scăderea minus 1, hai minus 1, rămâne 0, deci 10,44. 10,45%. Iată care este ideea. Că având, tu fiind proprietar de SRL, este mai avantajos să nu te angajezi la o firmă, dar să deschizi un SRL și faci un fel de contract dintre firme. Și hai să facem o mică comparație. Doar ideea așa. Pe drum se pierd 33,75% se duc impozite pentru a scoate orice sumă de bani. Deci nu contează. Deci e vorba de procente, bani deja nu contează. Atâția bani, atâtea procente se pierd. Uneori mai mult, uneori mai puțin, dar în zona asta. Dacă lucrezi pe bază de firmă și vrei să scoți banii, tu pierzi 10,45%. Adică este mai avantajos ca să îți deschizi un SRL în Republica Moldova și tu presupunem că nu trebuie să fii numai decât fizic acolo, dar tu poți să lucrezi ca persoană IT de acasă și creezi site și tu vrei să lucrezi legal ca să nu trebuiască să te temi de fisc și așa mai departe. Tu îți deschizi un SRL, încheie un contract de colaborare cu o firmă în domeniul IT, în general sunt facilități mai mari și tu pierzi, plătești statului până la urmă doar 0,45%, restul banilor ți-i reții ție. Mai faci ceva cheltuieli de contabilitate, mai faci ceva cheltuieli pentru întreținerea băncii și se ridică aceștia la 45, mai punem aici încă, care e diferența, încă 55%, reiese cât o 11 sau maxim 12% din bani îi pierzi. Dar restul, hai să zicem, 88% din bani rămân la tine în buzunar. Și nu-i plătești statului. Dar tu plătești totuși statului și faci totul legal. Venit plătești, dividende plătești, băncii deja îi plătești pentru serviciile băncii. Iată de ce este mai avantajos să lucrezi ca tânăr specialist într-un domeniu pe bază de SRL decât să te angajezi la cineva. Aici se pierd așa bani, pentru că angajatorul de la SRL, el nu privește că doar tu așa primești 8.116 din 10.000. El vede că trebuie să scoate din firmă atâția bani ca să-ți dai ție salariul ăsta. Iată de ce eu zic că nu este atât de corect pentru angajator și pentru un SRL să dea salariile cu așa procentaj. Ce părere aveți voi? M-am gândit eu că ar fi interesant ca să ne promovăm de pe acum în România cu matematica și în general cu lecțiile online și elevii de pe TikTok m-au rugat să îi ajut la evaluarea națională, clasa 8-a. Și am luat hotărârea că această săptămână voi face în fiecare zi la ora 19 live-uri pe YouTube, unde voi ajuta gratuit să se pregătească de evaluarea națională. Acest lucru ne va ajuta pentru că noi înseamnă că din toamnă vom putea face reclamă, ei vor înțelege cum se explică deja, vor ști, vor avea idee, vom avea un contact personal cu ei și vor fi deja clienți gata să se înscrie la lecții. Iată, cred că aceasta tot este o strategie bună de a promova afacerea înainte ca ea să existe. Ofer lucruri gratuite de popularizare, așa te promovezi. Ok, când este vorba de sistemele de plată și hai să vedem, să căutăm această informație, sisteme de plată online în România. Eu am căutat ieri puțin, dar nu este mare problemă. Este procesor de plăți online, iată, GoMag, cum să alegem procesor de plăți potrivit, client GoMag, carte de bază. Deci, nouă ne trebuiesc chiar și cei care fac reclamă, ce procesator de plăți aleg pentru magazinul meu online.
Eu plătesc plăți online, soluții pentru servicii în arhitecții de creștere, care se cheamă ieftină perioadă de plăți online pentru nu știu ce, Libra Play plăți online. Dar iată, asta nu e în România. Startup WooCommerce trebuie să te de văzut cum ei funcționează. Poate chiar să ofere o opțiune destul de bună. Furnizor de servicii, eu plătesc.ro, este deja... Ok, cum poți să mai găsești acești procesori de plată? Iată să mergem și vom căuta aici. Eu am avut înainte un magazin online scris pe Shopmania. Și aici, dacă să vorbim de... este opțiunea de a-ți face magazin personal. Iată, noi încă un magazin construiește acum și planuri, resurse, deci Merchant Pro, planuri, soluții. Ce mai avem aici? Eu am avut aici odată și doream acum să caut care sunt, iată, integrări. Design, marketing, social și plată. Și vedeți, transfer de bancar, plată prin PayPal, prin Mobile Pay, plată eu plătesc, bere de finanță, prin documente pe bază de credit online, plata prin plătionline.ro, plata prin Skrill, Libra, PayU. Și noi, iată, pe toate le-am accesat acolo. TBI Credit și plata prin To Checkout, European Bank, PayPal Plus, Credius, Sofort și iată, acestea sunt sistemele de plată pe care eu am utilizat atunci, nici nu mai țin minte. Skrill se pare că, dar Skrill așa și așa nu chiar mi-a plăcut. Hai să vedem la rând care au apărut, ce au fost primele două cu reclamă, celelalte nu. Și noi deodată mergem la plugins să vedem ce au, Magenta, OpenChart și așa mai departe. Acestea cu care ei colaborează. Beneficii, plugin-uri, metode de plată, accedând cele mai populare metode de plată din lumea Europa, formulă de plată personalizată, registrare imediată, descriptor personalizat, plată recurentă, pop-up personalizat, pop-up de bază cu design atractiv, facturează clienții, cu pay poți factura clienții moneda lor locale, indiferent de țara cum pune susține aproape orice, tokenizarea cardurilor, asta este bun, să salvezi cardul, link-uri de plată, POS virtual, 13 de contare acceptate RON, de contări săptămânale automate, îți permite fondurile săptămânale, adică e achetă săptămânală efectiv de contări săptămânale fiecare miercuri către contul bancar UE, mediu izolat și securizat pentru tastare, suport multimedia pentru pop-up, plăți la telefon. Ok, deci nu are elementul de scris marketplace. Noi avem nevoie de marketplace și să avem o descriere a acestui lucru în limba română pentru a putea compune un text. Ce avem aici? Sistemul de plată, gomag.ro, dar nu știu cum să alegi procesor de plată. Nu este aici să vorbească ceva despre asta, așa hai. Iată, asta este cu reclamă, da? Babun. Nu, aici ce procesor de plată este cel mai potrivit și hai să ne uităm. Mobile Pay, eu plătesc, PayU, ce mai au aici? Libra și PayLike. Deci, noi am cercetat PayLike, PayLike. Hai să vedem acum eu plătesc. Eu plătesc, se pare că poate fi din cele care noi avem nevoie, dar vom vedea. Iată, furnizor de servicii, servicii pentru universități, parteneri și furnizor de servicii, plata online, model de plată elegant, modernă, ușoară, implementare soluției plăți, noi vom realiza această implementare, așa, pentru mai mult, contactați pe MSRL și așa mai departe, carduri, cere oferte de preț, plăți recurente, politică de termen cu verificare în rolare Visa România și nu este scris element de marketplace. Payment Services Directive, Directiva Europeană pentru Servicii de Plată. Caut o comandă, îți să comandă, ce oferă transfer bancar, card bancar, sunt plată în rate. Transfer rapid, solicită și singur, eu plătesc masterclass și așa mai departe. Nu văd aici să fie marketplace direct. PayU, soluții de plată, comerț transfrontalier, marketplace. Iată, PayU au marketplace. Soluții de marketplace, plăți rapid, bine, cum te ajutăm implementarea soluțiilor de marketplace, expertize în o singură integrare care acoperă Europa, Turcia. Soluții conform, iată asta, PSD2 este ceea ce au acești de la euplătesc.ro, cum se numește acest lucru.
Payment Services Directive, directiva europeană pentru servicii de plată. Este destul de bun că este acest lucru. Plăți simple și sigure pentru cumpărători, coș unic pentru produse de la mai mulți comercianți și o singură plată. Am înțeles, adică chiar dacă cineva cumpără de la mai mulți profesori, plățile pe cineva în moneda locală, pastre fond 30 de minute, soluții flexibile de persoană pentru marketplace, a integrare tehnică a nevoilor concrete, nevoilor clientelor automate pentru comercianți, procesarea tranzacțiilor divizate și pe comercianți, reținerea automată a comisiunii de marketplace, verificarea AML și a comercianților. Ce înseamnă AML și KY? Ce înseamnă? Vedeți cum? Încă o dată mă conving că este necesar anti-money laundering, verificare anti-money laundering și KYC. Know your customer. Now, because the Catalans of Finance Service regret that personal make an effort to verify the identity. Deci, verificarea identității acestui comerciant. Sună bine cu semnarea contractului, valoarea și înrolarea și procesarea prețurilor. Deci acest lucru este îl oferă doar până ce pay you. Nu scrie, dar este clienți, ai marketplace, vedem cine sunt clienții, eMAG. Și ce avem aici? Resurse, viziune și despre noi. Dar nu au preț. Nu au preț și nu știm legat de acest lucru nimic. Dacă să vorbim de Ecopedia, care este cel mai ieftin operator de plăți online? Aici este doar sub formă de întrebări-răspunsuri, Libra. Ok, pentru plățile în funcționalități. Procesarea plăților în secundă mai plăți online, creșterea de conversia clienților, infinal administrație, implementarea rapidă, suport comercianți. Funcționalități, parteneri web development, plăți facturi, plăți rapide, termeni și condiții, suport plăți online, despre noi, Libra Internet Bank, documentații. Nu știu, să vedem la documentație. Da, ok. Nu scrie de soluții. NetOpia, payment, servicii. Procesare plăți, card, SMS, criptomonede, mobil, pay wallet. Prim portofel digital multifuncțional din România. Iată, mobil pay wallet este destul de ok. Compresul de plată mobilă din România. Ce mai compresul de plată care transformă orice smartphone într-un instrument de plată. Dar noi nu avem nevoie de... Hai să vedem altceva. Link de plată, plată cu un click, plată recurentă, plată în rate, plată în marketplace. Iată, NetOpia Payments au. Oferă o cea mai bună experiență pe partenerilor care listează produse în marketplace-ul său. Dacă e magazin la de marketing, unii clienți pot acționa produse de la mai mulți comercianți. Soluția noastră de plată online cu cardul este perfectă pentru modelul tău de business, facilitând management financiar. Flexibil și ușor, soluție complet pe bucuri de o soluție completă. Descoperi acum oferta comercială. Hai să vedem comisioane. Crește încasările, acceptă carduri speciale, integrare rapidă. Așa, iată, link to pay, soluții de plată prin card care nu necesită implementare tehnică, plată în rate egale, soluții ce îți va permite să vinzi mai mult fără a avea contacte cu băncile parteniere. Plata cu un singur click, o soluție tokenizată ce îi permite clienților să cumpere pentru un singur click acesta, când salvează cardul. Plata recurentă, marketplace, soluții ce îți permite să accepti split payments, iată ce vorbeam noi, split payments. Mobil Pay Wallet, cea mai complexă soluție de plăți mobile, mobile POS. Și comisioane, 0,99 din valoarea tranzacției plus 0,30 lei pentru cardurile emise de persoane fizice. Cătare comisionul este foarte bun, vreau să vă spun. E foarte bun, pentru că vom ajunge să vă arăt cum lucrează Stripe, care are implementat aceasta. Și aici să ia 1% din valoarea tranzacției este foarte bun. Și 2% din valoarea tranzacției pentru cardul emis persoane juridice în afara Uniunii Europene, speciale, vacanță, masă, cadou, cultură și persoane fizice. Și nu contează în țara din care este. Superb lucrul acesta. Vreau să vă spun că este un lucru îmbucurător. În linii generale, dacă să implementezi lucrul acesta bancar, posibil, nu știu cât ia o bancă în România să percepe plăților online. Dar aici 0,99% din valoarea tranzacției și 30 de bani, destul de simplu.
și ieftin, dar dacă vorbim, de exemplu, să implementeze o bancă lucrul acesta și să ne dea nou codul, reiese că noi tot plătim procent pentru procesarea plăților. Reiese că noi la fiecare 1000 de lei, împărțit la 100, astea 10 lei, plătim comision și este foarte, foarte avantajos. Chiar întrucât ei spun avantajele, se văd că sunt o companie care lucrează destul de mult la acest element de plăți online. Hai să mai vedem. PayPoint, se vede că site-ul deodată e vechi. Poate ei nu au timp de implementare a lui, dar aici ce oferă PayPoint, ce spun comercianții despre noi și așa mai departe. Aici este puțin diferit. Shopmania, plată și PayU este destul. Deci avem doi concurenți. PayU, care ne oferă marketplace, și PayLike nu are marketplace. Nicăieri nu scrie split payments. Nici eu plătesc tot nu scrie de acest element. Libra la fel nu scrie și noi avem în concluzie două firme care ne oferă acest fel de încasări, split payments. Și numai nu scrie desigur aici care este perioada de achitare. Din câte am văzut aici, iată, nici pe PayU tot nu scrie săptămânal sau cum se achită. Iată, semnarea contractului, pași de parcurs pentru procesarea cu PayU, semnarea contractului, integrarea și descrierea contului și deschiderea contului de marketplace, evaluarea și înrolarea comercianților pe platforma de marketplace PayU, deci comercianții, când profesorii sunt înrolați, ei trec verificarea și procesarea plăților și de contarea sumelor tranzacționate cu sau fără reținerea comisiunilor de marketplace. Aici trebuie de văzut, vom compune, dar aici apare o întrebare destul de interesantă. Iată, dacă este split payments, noi practic reiese, hai să explicăm lucrul acesta printr-o imagine sau printr-un text. Iată, noi dacă avem intrare de 100 de lei și de obicei comisionul care îl ia profesorul este de aproximativ 30% în dependență de ce tipuri. Și profesor și platformă, 70%. Iată, este de tipul acesta. Însă, acestea sunt discutabile în dependență de ce fel de curs deschide aici este comisionul. Acum, problema este că atunci când cineva achită 100 de lei, această plată automat se duce la profesor, iată, el achită 100 de lei și el este cursul live și profesorul încă nu a executat acel curs. El această plată trebuie să se execute puțin mai târziu sau în plata către profesor să aibă loc în rate mici, în dependență de lecțiile care el le-a petrecut. Acest lucru va fi cumva greu de implementat, nu știu cum de implementat, pentru că dacă este, de exemplu, un curs video, este ușor, gata, el e produsul final, e executat deja. Dacă este de exemplu, un telefon mobil, tu l-ai cumpărat, ok, clar, s-a dus la comerciant 1%, la platformă 1% și gata, produsul este. Însă când e vorba de un curs live, acest curs live, el este vândut, dar el nu este executat încă. Și, iată, dacă acest curs nu este executat, reiese că plata către profesor trebuie să fie executată cu o întârziere de independență sau plata, acei bani care au venit trebuie stocați undeva într-un cabinet personal, poate chiar, adică chiar se poate în cabinetul sau personal și de fiecare dată acolo să fie două sume, suma totală pe care el o are și disponibilă și suma pe care el o are disponibilă în calitate de suma disponibilă pentru a fi extrasă de pe platformă sau care ar fi suma pe care el o va primi. Și acea sumă care el o va primi va fi independență de numărul de lecții pe care le-a executat. Cum să fie acest lucru implementat? Nu știu, dar iată, acest lucru trebuie să fie.
pentru ca noi să nu ne trezim cu situația în care un elev a cumpărat sau elevii au cumpărat cursul, s-a achitat, profesorul n-a executat cumva acel curs și el a primit banii. Acest lucru trebuie evitat numai decât pentru că este un curs live. Rămâne să cercetăm care ar fi un text necesar pentru a scrie către bănci sau a scrie către aceste. Netopedia destul de mult îmi place. Este cont și demo. Hai să vedem. Oricum vreau toată prin card. Accept. Iată. Site comerciant. Țara comerciant România. Tranzacții. Plata cu cardul. Superb. Și aici introduci numărul cardului. Numere deținător card. Plătesc în siguranță. Normal. Super. Și coșul cu Bitcoin. Așa. Și Bitcoin sau Ethereum. Sau nu știu cum este. Nu trimite B2C către adresele. Super. Reiese că cineva chiar poate să plătească și în Bitcoin. Prin SMS, accept coș cumpărător, plata prin card. Super. Hai să încercăm acum să compunem textul necesar pentru procesarea plăților. Salut! Sunt Sergiu și voi lansa în luna august cea mai mare platformă de învățământ online din România. Platforma va fi de tip marketplace, asemănător cu Udemy, însă noi vom vinde cursuri live. Iată așa. Cum aici să compunem mai departe? Tipul că noi în august cea mai mare august 2020, cea mai mare platformă de învățământ online din România, fi de tip marketplace, asemănător cu Udemy, însă noi vom vinde cursurile live. Avem nevoie de integrarea plăților de tip split payments, unde noi în calitate de platformă percepem un comision pentru fiecare tranzacție. Cum i-am scris mesajul lui Adrian aici? Este nevoie de a lansa să vedem așa fel că în calitate de clienți ai noștri să fie văzuți instructe, nu cursanți. Noi să fim doar în penalti ca iunie, să plătim impozit numai pentru că mi-am spus de la instructor, nu pentru orice intrare de la elev. Și voi lansa în august cea mai mare platformă de învățământ online din România. Platforma va fi de tip marketplace, asemănător cu Udemy, însă noi vom vinde cursuri live, unde atât instructorii primesc un comision, unde, cum aici de formulat, unde este split payments, cum aici ei pronunță, de gratuit ne-a dat nevoie în lărare automat în comerciați. Iată, înrolarea automatizată pentru procesarea tranzacțiilor divizate pe tranzacțiilor divizate și pe comercianți. Procesarea tranzacțiilor divizate. Deci asta ar fi de tip tranzacții divizate. Split payments. Unde instructorul ne achită nouă un comision pentru fiecare tranzacție efectuată pe platformă. Astfel dorim ca noi să achităm impozit numai pentru comisionul perceput, nu pentru suma întreagă. Hai să vedem tranzacții divizate. Așa ar fi în română, sisteme de plată. Divizate, tranzacții divizate, iată e asta. Este netopiapayments.com, de care noi vorbim. Procesarea plăților prin metoda tranzacții divizate. Ok, unde instructorul ne achită nouă un comision pentru fiecare tranzacție efectuată pe platformă. Astfel dorim ca noi să achităm impozit numai pentru comisionul perceput, nu pentru suma integrală. Banca trebuie să implementat așa tip de procesare plăți,
Care sunt comisioanele de percepute de bancă? Mulțumesc. Cam acesta îmi vine acum. Eu am să trimit lui Andrei textul. Deși, hai, în cele ce urmează, voi descrie succint care este traseul pe care îl parcurg banii în cadrul platformei. Instructorul își face cont pe platformă, creează un curs live și îl publică pe site cu prețul de 1000 lei. Cursul este cumpărat de 6 elevi. 6 elevi. Elevul este redirecționat pe pagina de achitare, tare cu cardul bancar. Introduce datele cardului și achită. Banii sunt repartizați X% către instructor și Y% către platformă în contul bancar a firmei noastre. Banii instructorului nu sunt disponibili imediat pentru a fi achitați, pentru că cursul trebuie executat. El este un curs care va dura 1-3 luni, ceea ce implică lecții săptămânale. Deci, instructorul va primi banii, sau cumva banii, lecții online, live, săptămânal. Deci, nu va primi banii în dependență de numărul de lecții executate. La fel, va fi necesar ca și instructorul și elevul să aibă portofel virtual pe site. Iată cam asta vine eu. Bună, Adrian. Am scris un text provizoriu. Iată. Ok, nu știu cui trebuie cumva acest lucru de implementat, dar eu zic că aproape sigur că noi vom colabora cu Netopedia. Ei ar trebui să aibă toată documentația. Python.gp.crypto. Toată documentația, Magento, PHP, Card, Node, OpenChart, Java, Bitcoin, PrestaShop, Ruby, Mobile, PHP, SMS, Mobile, Page.io. Bine, rămâne că noi avem Marketplace, este aici și mai este Plată Marketplace. Soluții de plată Marketplace în România. Ok, iată, așa am făcut analiza, sper că v-a fost util să aflați așa fel de informații. În ce situație sunt? Stăteam eu liniștit astăzi și zic că am ședință cu Mihai la ora 2. Îl aștept eu la 2:30, îi spun când târzi, când acolo peste la ora 3 deja el mă sună și zice, noi astăzi ne vedem? Eu zic, da, eu te aștept online. El zice, la oficiu ne vedem. Când eu am realizat lucrul acesta și iată, acum alerg foarte rapid spre oficiu. Este mașina aici, sper să ajung foarte repede. Iată, uneori se întâmplă situații de astea. Eu, în general, în fiecare zi mă gândesc la afaceri, la ce, la site, la multe lucruri și uit din vedere anumite nuanțe, așa, mai minore, să zicem așa. Cum ar fi că ședința de astăzi, noi o avem la oficiu. Și iată, nu ne-am notat nicăieri, este la oficiu, nu în altă parte. Ok, alerg repede spre oficiu și vom avea ședință privința platformei. Am ajuns la oficiu, Mihai este și el aici, nu s-a supărat pe mine tare, totul în regulă.
Iată, ne punem să lucrăm și deja la tablă. Ok, suntem cu Mihai în ședință, după cum am spus, și noi am ajuns la câteva concluzii. Legat de despre ce trebuie să mai vorbim, despre cum se creează un curs și toate funcționalitățile sale, legat de lecții, teste pe site, e-mail-uri și ce notificări primește profesorul și elevul, plățile, live virtual classroom, blog și întrebări frecvente și elementele editabile pe site. Dar în linii majore noi am vorbit despre, ați văzut până acum, în general, în de videouri. Ok, noi continuăm ședința. Ce am hotărât noi cu Mihai? Iată aici puteți vedea care este structura unui curs, deci denumire, categorii, țara, structura, tip, prețul, planul cursului, pagina și așa mai departe. Vreau să vă spun că e muncă destul de grea. Să stai și să te gândești toate elementele care sunt pe site este destul de greu și se merită asta în primul rând și într-al doilea rând, când creați un site sau o platformă, găsiți pe cineva care se pricepe și știe ce spune, cum e Mihai. Bun? Asta e sfatul principal. Am avut ședința cu Mihai, am ajuns deja acasă. Vreau să vă spun că este foarte și foarte greu. Deci elementele care vrem să le facem și funcționalitățile care vreau să fie pe site sunt destul de complicate, mai ales specificul care vrem să-l facem. Lecții în grup live la o oră specifică este foarte greu de realizat, sincronizarea și tot ce ține de funcționalități. O ședință foarte productivă cu Mihai am avut-o. Am vorbit despre crearea cursului în general din partea profesorului, ce opțiuni sunt acolo și încă multe alte lucruri. Am mai vorbit legat cu Mihai de timpul său și cât are să ofere pentru crearea platformei. Și în linii generale m-am mai liniștit pe suflet pentru că eu stăteam destul de îngrijorat dacă Mihai va reuși, dacă va putea să facă aceste funcționalități și dacă are nevoie de echipă sau nu. Și până la urmă am mai vorbit și sunt șanse foarte mari, aproape sigur, că noi vom reuși să ajungem în timp să scriem toate funcționalitățile și în august să avem o platformă pe care diferiți instructori să poată crea cursuri online live. Este lucru greu, credeți-mă. Când e vorba de curs video, este destul de ușor. L-ai încărcat, ele sunt videourile acolo la rând, sunt pur și simplu le privești când dorești și cum dorești. Dar când e vorba de lecție live care trebuie executată și profesorul să fie achitat numai după ce ai executat lecția, dar elevul să fie charged, cum ar fi, iar elevul să plătească înainte de a avea lecția, iar profesorul să fie achitat după ce a avut lecția. Acest element este destul de greu, plus la sincronizarea lecțiilor, tot este greu și într-așa fel ca să nu se suprapună o lecție cu alta. Iată, aceste lucruri am realizat că cunoștințele matematice pe care le are Mihai îi vor fi foarte de folos. De ce? De ce? Sau de unde știu eu că în matematică Mihai este bun? Am învățat în aceeași clasă, în liceu, și el era mai bun decât mine la matematică. Numai că el a mers în direcția de scriere, cod și informatică, eu am mers în direcția de profesor. Rămâne că eu am să mai lucrez asupra funcționalităților care sunt pe site și condițiile. Aici este cel mai greu. If-uri, noi așa le numim. Dacă se întâmplă aceea, atunci aceea. De unde luăm date aceea pentru a fi în condiția asta? Se întâmplă asta în condiția asta, pe și așa apare asta. Este destul de greu, dar vom reuși. Mulțumesc că mă privești și mă urmărești în lansarea cele mai mari platforme de învățământ online din România și Moldova. În discuțiile cu Mihai, de obicei apărea întrebarea cum va arăta, cum va fi meniul, care vor fi condițiile sau cum va fi aranjarea în pagina anumitor elemente. Și eu m-am gândit într-așa fel, să fac screenshot-uri de la site-ul Udemy și să le editez cât de cât într-așa fel ca Mihai să știe unde și ce trebuie să fie. Și iată, voi vedeți că, de exemplu, homepage. Eu am făcut screenshot, am făcut câteva schimbări și eu cu pixul pot am introdus, iată, vedeți, X-Learn, cursuri, meditații, 1:1 și tot așa, deci aici trebuie să arăte. Rămâne bara de căutare identică. Vorbim aici ceva text am schimbat. Pe urmă tot, mai departe, ce avem? Recomandări pentru tine, ce trebuie să fie și eu practic, vedem, dacă vorbim de drop-down meniu, aici nu este nimic, dar în vorba de categorie, subcategorie, ce sunt, cum arată cursurile pe site, cele mai populare cursuri și așa mai departe. Iată aici este elementul de filtru care puteți să-l vedeți și eu le-am introdus
și le scriu așa de mână. Dacă vorbim de creare cont, noi este primul pas, al doilea pas unde elevul se înregistrează, apoi autentificarea cum are loc. Apoi, dacă vorbim de meniul cursantului, ce avem? Cursurile mele, cum trebuie să arate. Apoi, dacă vorbim de alte elemente, învățare și iată, cursuri trecute, comunicare, ce trebuie să fie în comunicare și celelalte funcționalități. Practic, eu lucrez acum la aceste elemente, vreau să spun că este destul de greu să creez lucrurile acestea, însă vrem ca platforma să fie funcționalul să fie simplu și strictul necesar, pentru că nu avem destul mult timp pentru realizarea proiectului, dar cerințele sunt mari. Și iată, practic l-am întrebat pe Mihai, trebuie lucrul acesta să-l fac sau nu? Și el zice, dacă ai timp, fă-l, pentru că noi vom putea verifica. Iată, tu ai spus că trebuie așa și noi putem să verificăm dacă eu am realizat sau nu lucrul acesta. Și ne-am înțeles că eu am să fac așa elemente și iată aici necesită cunoștință de aranjare, cum are loc toată structura platformei. Ok? Iată la ce lucrez actual. Nu de mult într-un comentariu am primit o întrebare, care a fost cea mai mare investiție a dumneavoastră în ultima perioadă? Din fericire sau din bucurie, nu știu dacă aș putea spune, cea mai mare investiție a fost în trainingurile de pe YouTube, timpul care l-am investit acolo, privesc diferiți oameni de afaceri și ideile lor, și am cumpărat conferința sau videoconferința a lui Grant Cardone, care a avut loc pe data de 20 februarie 2020 în Las Vegas. O conferință destul de bună, utilă, care m-a îndemnat să fac diferite acțiuni benefice pentru afacere și pentru viața mea în general. Un sfat și pentru voi și pentru mine continuă să rămână că cea mai bună investiție este în educarea proprie. Luați acest lucru și practic orice nu s-ar întâmpla, puteți să aveți și pierderi financiare sau emoționale, însă investiția în caracterul propriu, în cunoștințele proprii, nu le pierzi. Pur și simplu rămân și le poți utiliza din nou și din nou. Ok, prieteni, un nou video a luat sfârșit. Mulțumesc mult că ai privit până la sfârșit acest video și sper că ceea ce am spus, ceea ce am arătat, ți-a fost util și ai lecții pentru tine. Mulțumesc mult că mă susții prin vizionare, prin comentarii, poate, în lansarea cele mai mari platforme de învățământ online din România și Republica Moldova. În concluzie, vreau să vă spun că este destul de greu să faci ceva de la zero, dar provocările mari mă ajută să cresc. Și acest lucru este important. Ok? Cam așa, abonează-te la canal, pune să primești notificări pentru ca să fii la curent când apare un nou video. Iată, deja o nouă săptămână va urma în față în care voi filma, vom posta special pentru tine. Succes!